Abordând o nouă siglă în culorile deja consacrate galben-albastru, NHR Agropartners s-a prezentat la târgul de la București cu cea mai productivă combină din lume, alături de gama de tractoare New Holland, care corespund ultimelor standarde privind emisiile de gaze cu efect de seră. Datorită faptului că am trecut la norma de poluare Tier 4A, deci ultima normă de poluare intrată în vigoare în Comunitatea Europeană anul trecut, am fost obligați să modificăm toate motoarele mari la combine și la tractoare. Deci avem o combină, cea mai mare combină, cea mai productivă combină din lume, CR9090. Combina anului 2012, declarată la Hanover anul trecut, care are un motor de aproape 600 de cai putere cu sistemul SCR, deci de reducere catalitică selectivă pentru eliminarea noxelor, ceea ce înseamnă că noxele sunt eliminate după ieșirea gazelor din motor. Deci asta înseamnă că motorul funcționează cu aer curat, are performanțele optime, în felul ăsta crește puterea motorului cu aproape 10%, crește cuplul la roți, consumul de combustibil scade cu 10%, și în plus motorul funcționând la o temperatură mai redusă face ca uleiul să îmbătrânească mai lent și atunci intervalul de schimb de ulei a fost dublat. Deci costurile de operare sunt mult mai reduse. Iar la tractoare avem toate tractoarele, gama de la 100 de cai, T5, T6, T7 și T8, deci până la 390 de cai, toate sunt dotate cu noile motoare. Și cu ocazia schimbării motoarelor au fost făcute și alte îmbunătățiri. Avem transmisii power shift la toate, avem la tractorul T8, deci peste 300 de cai putere, cel mai mare ampatament, adică distanța între roțile din față și din spate, cea mai mare din industrie, ceea ce îi dă o stabilitate foarte bună și transferul foarte eficient al puterii motorului la roți pentru tracțiune. Pentru cei care se gândesc deja la campania de primăvară, NHR a pregătit o promoție la semănătorile pentru plante prășitoare Sfoggia pe 6 și 8 rânduri. Continuăm o promoție începută un pic mai devreme la târgul de la Arad cu tractoarele de 100 de cai, 105 cai cu plug și cu cultivator. Și în plus avem o promoție la semănătorile pentru plante prășitoare, pentru că trebuie să ne pregătim și pentru primăvară. Avem semănătorile Sfoggia pe 6 și 8 rânduri cu sistem de transport pe lung și cu calculator pentru controlul distribuției. Deci cam asta ar fi la promoții, plus încă mai avem câteva bucăți din promoția din semănătorile de păioase care au de asemenea fost lansate ca și promoție acum câteva luni la Arad. A fost un an greu și din fericire pe undeva prețurile au compensat un pic producțiile mai reduse, dar fermierii totuși au făcut eforturi și au cumpărat utilajele de care aveau nevoie. Pot să spun că noi suntem chiar foarte mulțumiți de rezultatele din acest an. Avem o cifră de afaceri puțin peste cea de anul trecut, ceea ce mi se pare foarte bun în condițiile din anul ăsta. E adevărat că ne propusese mai mult, dar totuși, având în vedere condițiile în care ne-am desfășurat activitatea, cred că a fost un an bun. Iar fermierii, totuși, chiar fără prea mult sprijin din partea, să spunem, programelor cu fonduri europene, au încercat să se descurce singuri și au mers foarte mult pe credit sau pe leasing. Lider mondial în producția de încărcătoare frontale și echipamente multifuncționale de manipulare, JCB a prezentat la Indagra una din piesele sale de rezistență. Anul acesta am adus la Indagra un încărcător frontal cu braț telescopic marca JCB. Acesta din spatele meu este un încărcător cu o sarcină de 3 tone 100 la 7 metri înălțime. Ele sunt practic cu motorizare de 100 de cai, este acesta din spatele meu.
Pentru la anul vom include versiunea standard motoare de 110 cai și opționale vor fi cele de 125 și de 145 de cai. Bineînțeles că și motorizările vor fi adaptate la noile norme europene Tier 4, deci practic vom implementa noua gamă de încărcătoare frontale cu braț telescopic și nu numai, ci și noua gamă de încărcătoare frontale articulate și noua gamă de tractoare pentru agricultură. Importator și distribuitor exclusiv al mărcilor John Deere, Manitou și Storm pe piața românească, Ipso Agricultură a venit la Romexpo cu modelul 6170M de la John Deere. Anunțat ca o premieră europeană, noul tractor și-a propus să înlocuiască, începând de anul viitor, faimosul 6930. Aici de față avem modelul 6170M, care face parte din seria 6M, cea mai nouă serie de la John Deere. Seria 6M înlocuiește seria 6030, produsă de John Deere în peste 550.000 de unități până în anul 2012. 6M a fost de curând lansată în România, în octombrie, printr-un tur în care am acoperit toată zona României cu 5 locații. Seria 6M avem puteri începând de la 115 cai putere până la 170 de cai putere, cu două motoare disponibile, de 4,5 litri în 4 cilindri și de 6,8 litri în 6 cilindri, motoare noi care îndeplinesc normele de poluare doar cu motorină. La standul companiei Tomit Agri Machine, fermierii au putut afla mai multe despre tehnologia strip-till, o metodă specifică agriculturii conservative, în care solul este lucrat doar pe lățimea unor fâșii înguste. Strip-till-ul este un utilaj care s-a conceput în Italia, în parteneria cu Limagrain Italia. E un utilaj care înlocuiește practic aratura, înlocuiește scarificatura și scade în costurile la hectar cu până 60% la combustibilului și toate lucrările practic. Nu mai este nevoie de plug, se trece în toamnă sau în primăvară cu acest utilaj și imediat după aceea se poate semăna în dunga pe care o lasă strip-till-ului. Ca și producție, cu probele făcute tot cu Limagrain în Italia, diferența de producție la porumb a fost de 300 de kilograme mai puțin cu strip-till-ul, dar am avut 65% costurile mai mici la hectar. Așa că eu cred că este viitorul, datorită faptului că vedem că aici în România costurile cresc întotdeauna. Și a combustibilului și a îngrășamintelor. Ce tractoare ați adus în expoziție? În expoziție am venit ca și anul trecut cu tractoarele Valtra și Fendt. Fendt avem gama cuprinsă între 135 și 390 de cai putere, iar la Valtra tot de la 100 la 370 de cai putere. Pentru acest sfârșit de an aveți ceva promoții pentru fermieri? Da, pentru acest sfârșit de an avem promoții la câteva modele de la tractoarele Valtra, promoția fiind 142.000 de euro la Valtra de 370 de cai cu cutie Vario și motoarele Sisu. Iar avem promoție și la Fendt, la 939, la 390 de cai, la 330 de cai, la 280 de cai. Sunt toate promoțiile, câteva mii de euro bune, mai puțin. Cum a fost anul acesta din punct de vedere al vânzărilor? În ce măsură ați fost afectați de seceta care... Da, primele 6 luni anului au mers foarte bine în comparație cu anul trecut, care pentru noi a fost un an record. Au mers mai bine, iar de când s-a început să recoltăm gruului și până la sfârșitul recoltării porumbului, vânzarea s-a liniștit, nu s-a oprit, dar s-a liniștit, adică au cumpărat fermierii care pănuiesc că au avut nevoie de utilaje, iar apoi vânzările au repornit de acum o lună. Cred că fermierii au vrut să aștepte sfârșitul recoltelor pentru a planifica investițiile sau inputurile pentru anul următor.